Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 148-a ediție de analize economice, un proiect comun indiz viitor și privesc eu toate edițiile precedente. Le puteți urmări pagina oficială a instituțiilor noastre sau pe pagina mea, ionitsi.ro. Mie îmi spune Vecislav Ioniță, iar astăzi îl am de alături de mine pe domnul Oleg Paraschiv, directorul Băncii de Alimente din Republica Moldova, putem spune prima bancă de alimente prima și până ce unica bancă de alimente, deoarece această ediție una este mai specială. Avem deja o tradiție când analizele economice le facem împreună cu cineva. Astăzi vreau să discutăm, pentru că ne apropiem de sărbători. Vom avea un maraton de sărbători, practic 20 de zile vom sărbători și noi, tradițional, la sărbători, dacă pe masă nu șed cel puțin 10 kg de om de mâncare, noi considerăm că sărbătoarea nu a reușit. Și Republica Moldova este mai bine ca în alte țări, dar suntem și noi niște risipitori de produse alimentare. Am mai vorbit despre risipa de alimente, dar consider că acest subiect merită de a fi analizat, cu atât mai mult că avem și cifre noi, ele au apărut și acum chiar se merită să le prezentăm. Trebuie să mulțumesc Băncii de Alimente, deoarece ei au venit prima dată cu inițiativa și cu ideea ca institutul nostru să facă un calcul estimativ care este risipa și pierderi de alimente în Republica Moldova. Date deja sunt pe plan internațional, sunt câteva raporte, este un subiect nou, nu doar în Moldova, dar și în întreaga lume. Este atât de important, Curtea de Conturi a Uniunii Europene chiar a realizat un raport amplu pe acest subiect, în prezent este implicată și Organizația Națiunilor Unite, care tot face analiză la acest subiect. Avem datele despre Republica Moldova, trebuie să spun calitatea datelor din Republica Moldova. Mai avem de lucrat, din nefericire pentru noi, risipa reală de alimente, noi estimăm că este undeva cu 50% mai mare decât ceea ce vedem, de aceea cifrele care le-au auzit astăzi sunt niște cifre care le-am demonstrat și le-am probat prin diferite metode, inclusiv unul din partenerii Băncii de Alimente, aici o putem spune, nu este publicitate, vă spunem deodată, nu au plătit pentru acest lucru, Kaufland-ul, că ei ne-au dat nouă datele lor privind toate alimentele care le furnizează la Banca de Alimente și noi am calculat cam care este prețul unui kilogram de alimente. Deoarece dacă știm 71 de kilograme aruncă un cetățean din Republica Moldova, știind de la compania care au furnizat alimente la Banca de Alimente, noi ne-am verificat cifrele noastre să vedem cât de corect suntem. Și atunci, având datele reale pe care le-au furnizat unul din partenerii Băncii de Alimente, având cu pierderile din Republica Moldova sau risipa din Republica Moldova, noi de fapt am văzut că cifra care astăzi vom da este minimul. Din nefericire, cifrele sunt cu mult mai groaznice, cu mult mai neplăcute, dar și acestea care sunt tot sunt nu foarte bune. Și încă un lucru care vreau să spun, sunt de fapt când vorbim de produse alimentare, sunt pierderi și risipă. Pierderi sunt până la recoltare, spre exemplu se întâmplă un dezastru natural, ai avut în îngheț, sau pierderile. Noi aceasta nu am calculat. După aceasta, produsele alimentare, grâul n-a fost strâns tot pe deal, roada n-a fost strânsă, aceasta este pierdere pe care noi tot n-am calculat-o. Sub risipă, noi calculăm acel produs care a fost transformat deja în produs alimentar și el se pierde fie la procesator, fie la rețelele comerciale, astăzi domnul Oleg, domnul Paraschiv ne va spune, fie noi ca cumpărători, 40% din toată risipa noastră este cetățeanul care a mers la magazin, a cumpărat produsul alimentar, l-a luat cu dânsul acasă și acolo l-a aruncat la gunoi. Deci aceasta este risipa. Deci când produsul alimentar pe care s-a plătit banii este aruncat la gunoi. Haideți de întâi să începem cu câteva cifre. Astăzi noi introducem în premieră pentru Moldova, dar este de fapt o premieră și în alte țări tot să începe, indicele risipe alimentare. Deci indicele risipe alimentare, ce e aceasta? Deci am luat acest indicator care se calculează și în alte state, au început doar să se calculeze. Deci indicele risipe alimentare se face în felul următor. Se ia primul an când într-o țară s-a stabilit care este risipa alimentară. În Republica Moldova a fost 2021 și în toți următorii ani noi am considerat cifra de 76 de kilograme de alimente risipite de către un consumator, de către un cetățean, este indicele numărul 1. După aceasta, a doua cifră avem în 2024, acum la noi s-a îmbunătățit puțin, dar nu trebuie tare să ne bucurăm, încă o dată, repet,
pierd risipa adevărată este mult mai mare, dar conform indicatorului este 71 de kg și atunci îți primești 15 risipe alimentare în Republica Moldova, este 93,4, altfel spus, noi acum risipim mai puțin decât prima dată s-a făcut măsurarea. Deci cu cât cifra aceasta este mai mică, cu atât este mai bine, cu cât e mai mare, cu atât e mai rău. Mai mic de 100, asta înseamnă că noi risipim mai puțin decât am început prima dată măsurarea, mai mult de 100, din păcate, face mai rău. Deci, în acest an, putem spune că fiecare cetățean din Republica Moldova aruncă la gunoi undeva 71 de kg de alimente, este foarte mult, dar e cu 5 kg mai puțin decât a fost la măsurătoarea trecută, decât în anii precedenți, și este mai puțin decât multe țări, vom arăta mai târziu. Ce înseamnă lucrul acesta? Acestea sunt 180.000 de tone de produse alimentare. Ca să înțeleagă cineva care mie îmi plac cifrele, ca lumea să înțeleagă despre ce vorbim, vorbim de 3.000 de vagoane. Deci dacă ați vă duci sfârșită la cale ferată, imaginați-vă un tren cu o lungime de 40 de kilometri, tot plin cu produse alimentare. Asta este cantitatea de produse alimentare pe care noi aruncăm la gunoi. Dintre care noi am reușit să recuperăm în acest an, banca de alimente a reușit să recupereze 260 de tone. Ca să fie clar despre ce vorbim noi, la fiecare 700 de kilograme de produse alimentare pe care noi le aruncăm la gunoi, banca de alimente reușește să prindă un kilogram și să-l ducă la cei nevoiași. Atunci când banca de alimente ia două lăzi de struguri și duce la populație nevoiașă, astăzi domnul director ne va spune, un tir de struguri este aruncat la gunoi. Deci dintr-un tir de struguri care este aruncat la gunoi, banca de alimente reușește două lădiți de astea micuți să le recupereze, să le ducă la om nevoiaș. Deci cam asta este proporția cât noi aruncăm și cât se reușește să recupera. Din acest motiv, institutul nostru sprijină cetiva bănci de alimente și noi suntem alături de ei. Ei sunt alături de noi și de cum o tratăm, pentru ca noi să reușim să ajutăm. Uitați-vă ce se întâmplă. Produsele alimentare în această perioadă, 2021-2024, în primele 3 luni, deci în 3 ani și un trimestru, deci avem 3 luni în acest an, au crescut cu 64%. De ce îți plăteam noi în 2020? Plăteam 100 de lei, acum trebuie să dăm 164. Deci noi avem cea mai mare scumpire din ultimii 25 de ani. Deci în perioada aceasta, 2021-2025, vom avea cea mai mare scumpire. Și este paradoxal că atunci când ai acea scumpire la produsele alimentare, oamenii continuă să risipească. Dacă să ne uităm, noi fiind o țară săracă, cetățenii Republicii Moldova, în mediu, dau undeva, au fost cifrele pe plan internațional sunt de 2021, pentru Moldova este 2023. Acum dăm 40% din toți banii noștri mergi pentru produsele alimentare. Uitați-vă, în țările dezvoltate, cheltuie pentru produsele alimentare 10%, 9%, în Statele Unite 6%, jumătate, media UE este 14%. Cu cât țara este dezvoltată, cu atât oamenii cheltuie pentru produsele alimentare mai puțin. Atunci când un om este bogat, este evident, el când cheltuie puțin, el când pe dânsul al coast scump, el din păcate risipește mult. Și atât în țările dezvoltate, risipă este mult mai mare. Dar și la noi, când jumătate, aproape 40% din buget merge produsele alimentare, risipa este una prea mare. Da, 40% asta este media. Dar cei mai săraci oameni, primii 20% cei mai săraci cheltuie aproape 60%, 57% cheltuie produse alimentare. Cei mai bogați la noi, primii 20%, cheltuie două mai mult decât media europeană. Cât e risipă la noi? Ați avut, v-am prezentat data trecută cifrele pe anul pe anii precedenți, acum avem cifrele înainte. Republica Moldova, dacă observați, nu este în topul țărilor, aici domină țările cum este Portugalia, Elveția, țările dacă sunt mai bogate risipesc mai mult. Țările din regiunea noastră, din regiune, noi suntem cei mai risipitori. În Republica Moldova 71 de kilograme, Ucraina 69, România 67. Avem țări cum este Olanda cu 59 și ați vedea și pe regiuni cât avem. Deci noi, comparativ cu țările dezvoltate, nu risipim mult, comparativ cu vecinii noștri, suntem cei mai risipitori. Cine risipește? Unde se aruncă produsele alimentare? Din păcate, cel mai mare risipă se face decât populația acasă. Deci dacă ne uităm în sectorul de producție, atunci când produsele alimentare
sunt procesate, se transformă marfă, 25%, din cauza diferitor motive se risipește, în sectorul procesării 20%, în sectorul comercial, de fapt, care sunt și cei mai buni parteneri ai dumneavoastră. Ăștia sunt cei mai responsabili, la ei risipă este doar 15% și 40% risipim noi acasă. Când am procurat bunul, l-am adus acasă și l-am aruncat la cu noi. Deci, de aceea, Banca de Alimente acum se gândește cum să discute ca cetățeanul să nu facă această risipă acasă. Aveți aici datele cât se risipește pe diferite regiuni. Asta este și pierdere și risipă. După cum am spus, risipa deja produsul cumpărat, a adus acasă și aruncat, dar pierderile sunt acele care sunt de multe ori tehnologice, legate de climă și așa mai departe. Ca să înțelegeți cât noi risipim, 5% din toate veniturile noastre care le avem noi, 5% din ce câștigăm noi sunt produsele alimentare pe care noi le-am procurat și le-am aruncat la cu noi. Din nefericire, cifra este cu mult mai mare, dar eu am mers pâncând pe cifra demonstrată. E mulți 85%. Asta e mai mult decât cheltuim noi pentru sănătate. Asta e mai mult decât cheltuim noi pentru restaurantul, hotelul, cei care merg. Asta e mai mult decât cheltuim noi pentru educație. E de 4 ori mai mult decât cheltuim noi pentru educarea copiilor. Cât îi plătim contractul la universitate, cât plătim pentru că merge la școală. Deci noi aruncăm produse alimentare la gunoi de 4 ori mai mult decât cheltuim pentru educația copiilor și mai mult decât cheltuim pentru sănătate. Sper că lucrul ăsta ar fi clar. Care este risipa în Republica Moldova? În 2024, deja știind din nefericire că nu ne schimbăm într-o zi, noi estimăm că în acest an risipa de alimente va fi de circa 21 de miliarde de lei, dintre care populația va procura produse alimentare pe care le va arunca la gunoi de minimum 7,2 miliarde de lei. Din nefericire, cifra este cu mult mai mare, iar noi operăm cu 7,2 miliarde de lei doar ca să... Deci este un minim garantat, el a fost verificat prin câteva căi. Una din ele a fost conform tehnologiei care ponderea produsele alimentare aruncate și a doilea a fost cât e prețul unui kilogram de produs alimentare și el îți primește prețul minimum. Deci noi am luat că oamenii aruncă doar produsele ieftine, cum ar fi lucrurile care nu sunt scumpe. Dar în realitate oamenii aruncă și produse mai scumpe. Și cașcaval se întâmplă că aruncă și salam. Deci noi acestea practic nu le-am luat în calcul. Dacă luăm și acestea, trebuie să mulțim minimul cu 50%. Și ultima, pentru cei care vor să mai facă analiză. Prima dată fac acest lucru, dar cred că va fi o practică care o voi utiliza și în viitor. Pentru cei care vor să analizeze subiectul dat. Pentru ziariști, pentru liderii de opinie, pentru alte organizații similare cu IDIS Viitorul, care vor să ocupe cu subiectul risipii alimentare, deoarece este un subiect de interes public și de importanță vitală pentru noi, eu vă dau și lista de resurse, o vedeți aici în spate, după aceasta veți putea să o copieți de pe pagina mea, deci lista de rapoarte și studii care au stat la baza analizei mele, care ne-a ajutat ca să facem aceste estimări, iar acum în ajung de aceste sărbători care vin una după alta, vreau încă o dată să vă încurajez să nu fim risipitori și să nu uităm că noi, din păcate, aruncăm la gunoi exact produsele cele alimentare care ar fi de ajuns ca să dăm celor care au nevoie de ele. Iar acum am să rog pe domnul Oleg în maxim 7 minute să povestească ceea ce se ocupă Banca de Alimente, cum ea încearcă să recupereze din ceea ce pierdem noi și să recuperează la ziua de astăzi 0,3% și 15% sau din 700 de kilograme, dar 1 kilogram reușim să recuperăm. Da. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc că ne sunteți aproape, IDIS Viitorul și dumneavoastră personal, că nu doar ne prezentați analiză și studii, pentru că oricât am vorbit despre risipa de alimente, dacă nu sunt întărite cu cifre și vagoane, cum spuneți dumneavoastră, doar așa putem să reflectăm cât e de mare problematica, dar și prin exemplu personal pe care îl spuneți de fiecare dată, ce faci cu familia și cum preveniți risipa de alimente. Noi ca și Banca de Alimente sau prima Banca de Alimente, ne-am început activitatea în 2021 și, de fapt, asta ne propunem, să prevenim risipa de alimente sau să avem zero risipă de alimente și niciun om flământ. Cum menționați și mai devreme, risipa sunt în mai multe domenii. De asta încercăm prin resursele care le avem de oameni, de bani, de organizații care ne sprijină să mergem pe fiecare domeniu în parte
Pentru populație, în general, încercăm să avem diferite campanii de informare cum ar putea preveni risipa de alimente în gospodăriile casnice. Am avut 2 ani la rând activități în școli împreună cu Kaufland și am elaborat primul ghid antirisipă, pentru că suntem siguri copiii la vârstă fragedă pot deprinde anumite comportamente care pot deveni abilități în viața de adult. Și cred că aici avem foarte mult de lucru, pentru că noi am reușit să ajungem doar la 2000 de copii, dar avem foarte, foarte mult de lucru. Pe de altă parte, o altă dimensiune este recuperarea de produse alimentare, în care zilnic încercăm să ajungem la cât mai mulți agenți economici, pentru că este un subiect sensibil, iar pe de altă parte este un subiect care este negat. Ni se spune ori că nu sunt produse care sunt aruncate, cu toate că noi vedem la majoritatea supermarketurilor tomberoanele din spate pline cu produse în care pot fi bune și pot fi consumate, și probabil asta vine și din, nu știu, de a nega că nu există un lanț logistic bun. Dar spuneați dumneavoastră cu altă ocazie că nu există lanțuri logistice perfecte și împreună cred că putem vedea acolo unde există o problematică, nu știu, la etapa de recoltare sau de procesare sau de păstrare a produselor în frigidere, acolo putem interveni, recupera atât timp cât produsele sunt sigure și le transfera către serviciile sociale, cei care zilnic îngrijesc diferite categorii de beneficiari. Pe de o parte, dinamica este una îmbucurătoare, în sensul în care între aceste 3 luni de zile noi am reușit să recuperăm peste 84 de tone de produse alimentare. Asta însemnând că încercăm să ajungem la 65 de organizații care îngrijesc 9000 de beneficiari. Prin efortul comun a celor care reușesc la timp să ne ofere produsele, a noastră să le recuperăm și a celor care hrănesc zilnic, cred că măcar un pic încercăm să contribuim la bunăstarea celor 9000 de oameni, dar oameni aflați la limita sărăciei sunt foarte mulți și în continuare avem multe produse care, din păcate, încă ajung la gunoi. Sperăm și am văzut și o deschidere și din partea legislativului, pentru că avem o lege privind prevenirea risipii de alimente. Ea, din păcate, nu este una funcțională, pentru că nu are tot cadrul normativ conex, dar s-au propus în urmă cu 2 săptămâni anumite modificări care vin să sprijine sau cel puțin să aducă pe picior de egalitate aruncarea produselor și transferul lor către diferite organizații. Să spunem numele deputatului aici. Care... Este doamna Mariana Cușnir, care și-a asumat această temă, dacă putem să o numim așa. Și cea care... Deci doar în ce scuze. De ce vreau să numim? Subiectul este atât de important că noi considerăm că toți cei care se implică în acest proces merită să fie apreciați public și merită ca să îi încurajăm să meargă mai departe, din acest motiv am dat. Exact, pentru că trebuie să o spunem că astăzi, din păcate, este mai rentabil, cu ghilimele de rigoare, economic ca produsele să fie aruncate, pentru că agentul economic rămâne cu TVA-ul, decât aceste produse să fie transferate către o organizație sau un serviciu social, și modificările care au fost propuse acum vin să pună pe picior de egalitate din punct de vedere fiscal acest lucru și în felul ăsta ne gândim cât mai mulți agenții economici vor fi deschiși să transfere produsele, pentru că în felul ăsta este și impactul lor social, în sensul că noi împreună nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă, o societate este prosperă când toți încearcă să trăiască mai bine, iar acei beneficiari către care ajung produsele, mă refer la cantine de ajutor social, centre de plasament pentru adulți, pentru bătrâni, centre de plasament pentru copii, nu au resurse și niciodată nu vor ajunge între acele, nu știu, supermarketuri sau și agenții economici ca să cumpără produsele, pentru că fizic nu își permit financiar să facă lucrul ăsta, dar în schimb, când și oferim noi împreună cu partenerii, pot face o economie de bani, cum la urmă spuneați, cu tot ce aruncăm, asta înseamnă bani. Pot face o economie de bani care poate fi investit în sănătate, în educație sau în distracții, nu știu, meargă la un film sau la un teatru. Asta încercăm să facem noi ca și bancă. Chiar acum suntem într-o campanie în care, nu știu, o să vedeți probabil și în stațiile de autobuz pleante, pentru că am văzut de multe ori că directorul nu are timp să ne asculte, îi preocupa de multe lucruri și înțelegem lucrul ăsta, dar ne propunem ca fiecare poate face schimbare în familia lui, dar în același timp probabil sunt mulți care lucrează în aceste companii din domeniul agroalimentar și pot fi mesagerii noștri care să spună în momentul când văd că niște produse încă sunt bune și sigure pentru consum, pentru că chiar dacă vrem să fie risipe zero, nu o facem în detrimentul oamenilor pe care îi hrănim,
Și aici avem toate mecanismele de trasabilitate pe care noi le asigurăm, pentru că, în primul rând, interesează sănătatea oamenilor. Dar spuneam, sunt mesaje de informare, pentru că am văzut că de multe ori, nu știu, contabilii sau simplu angajați din cadrul companiei pot fi cei care spun directorului de ce să aruncăm produsul dacă putem să le transferăm. Noi, ca și bancă de alimente, aveam toată logistica necesară, putem prelua orice cantitate, orice tip de produse, dacă ele sunt bune și sigure, dar cu condiția că să aibă suficient timp ca ele să ajungă în acest timp util către serviciile sociale. Eu vă mulțumesc mult și pe săptămânile, chiar acum se dă startul campaniei care va fi de sărbătorile de Paște, Diaconia asta da, va face. Da, Diaconia, suntem partener logistic a campaniei Masa Bucuriei și credem că fiind mai responsabil cu produsele care le cumpărăm, făcând un pic de economie, putem fi solidari și social, pentru că aceste produse, pe de o parte, vin să suplinească stocurile băncii de alimente, pentru că nu zilnic avem cantități foarte mari care pot fi transferate sau transmise serviciilor sociale, dar oricând avem produse, ele și vă putem garanta că vor ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie, în special la bătrâni, familii vulnerabile, care, din păcate, nu își pot permite nici minimul de existență. Da, exact asta am vrut să spun. Acum, când mergem de sărbători, facem cumpărături și atunci când vrem să cumpărăm anumite cantitate de bunuri, aduceți-vă aminte câte din ele, din păcate, nu au mai ajuns să fie servite, dar au fost aruncate. Atunci o parte din geanta care o cumpărați o dați la tinerii cei care vor sta prin toate rețele comerciale în Chișinău sau în o parte din rețele comerciale. Iar eu, pe final, vreau încă o dată să mulțumesc pentru această inițiativă frumoasă care aveți de a colecta o parte foarte micuță reușiți până ce din produse alimentare care în caz contrar ajungeau la gunoi, iar dumneavoastră colectându-le și garantând calitatea lor ajung la cer nevoia. Și avem în Republica Moldova din nevericire încă foarte mulți oameni care nu își pot permite să servească o masă la timp, iar noi în același timp risipim o cantitate pur și simplu enormă de produse alimentare. Sper foarte mult că și această ediție mai specială de analiză economică ne va încuraja ca noi să nu facem risipă, iar IDIS viitorul va continua această campanie frumoasă. Noi ne-am angajat să facem lucrul acesta, o facem dintr-o solidaritate și o facem dintr-o responsabilitate socială la care institutul nostru ține deja de 30 de ani activitate. Vă mulțumesc mult și pentru data viitoare. Mulțumim.